Iarăși fețe noi. Mă bucur să vă văd. Învățăm astăzi teoria lui valorilor lui Eliot. Este cineva în sală care o folosește? Sau care a auzit despre ea bună seara? Nu sunteți, da? Bun, o să parafraziez. Tranzacționați mai mult pe termen lung sau pe termen scurt? Doar pe scurt, da? Nimeni nu este cu termen lung, da? Am înțeles. Bun. Uitați, de ce vă întreb? O să vă spun pe urmă de ce vă întreb. Deci, teoria aceasta, și nu știu dacă vă știați, dar ea a fost descoperită în criza anilor 30. Deci, când a fost criza din 29, este așa persoană, Ralph Nelson Eliot, care este economist de profesie, dar cercetător după vocație și a fost cunoscut pentru publicarea sa a acestor valori sau teoria acestor valori din piață. După ce a ieșit la pensie, în urma la o boală gravă în care l-a țintuit la pat, el a început să analizeze piețele financiare și a observat că nu sunt ele așa într-un haos, dar odată ce piața este, să zicem așa, cauza la psihologia maselor, urmează anumite tipare, anumite legi. Și în anul 1938, el și-a publicat prima carte, care se numește Legea Valorilor, unde a arătat anume această teorie, care ne spune că piața nu este un haos, dar urmează anumite structuri, cum a numit el niște fractale. Adică toate modelele sunt formate din anumite structuri similare. Noi fractale întâlnim și în natură și putem să le vedem chiar pe, nu știu, spre exemplu, pe fereastră atunci când îngheață, da? Sunt așa niște desene care, dacă observați, sunt niște structuri similare într-un anumit model. Iată, asta a observat pe piață anume Ralph Nelson Eliot și cu toate că a durat practic 8 ani de zile, cercetarea lui a fost anevoioasă. Ce m-a frapat pe mine în biografia lui este faptul că noi, de exemplu, de multe ori auzim situații când persoanele ajung bolnave, grav și intră în depresie, să zic așa, dar această persoană a găsit cu ce să se ocupe, țintuită la pat fiind, și a adus un aport societății care este folosită și în ziua de azi de către traderi. Sunt foarte mulți adepți ai acestei teorii și care o folosesc în ziua de astăzi. Pentru că teoria lui Eliot este ca o hartă pentru traderi. Deci ea ne permite ca să cunoaștem unde suntem la moment într-un trend, unde este punctul de intrare și, cel mai important, unde se poate de ieșit profitabil. Pentru traderi asta e cea mai mare problemă, ieșirea. Mai mult decât intrările sau confirmările care le așteaptă. Iată, noi astăzi o să învățăm cum să descifrăm ceea ce numește Eliot valori, cum să le identificăm punctul de intrare și, cel mai important, cum să găsim punctul de ieșire profitabil. Ce ne spune Eliot este că piața se mișcă în niște structuri, în valori impulsive și corective. Noi despre asta am învățat și la lecția a doua, la lecția cu trendurile, unde am spus că avem impuls, corecție, impuls, corecție în piață, da? Dar ce spune Eliot, iată, noi o să și desenăm, că fiecare impuls, el este format din 5 valori impulsive, care el așa și le numerotează, 1, 2, 3, 4, 5. Iată așa. Și ne mai spune el că
că urmează după asta 5-3 valuri corective, care sunt deseori în formă de zigzag, așa un moment, nu le-am desenat corect. ABC le numește el. Și aceste valuri corective o să fie de mai multe tipuri, acuși o să le notăm. Pentru că așa, ABC, și după asta urmează iarăși continuarea trendului. Cel mai important, eu cred că în oricare teorie, în oricare strategie nu ați folosi-o, este disciplina. Dar în teoria valorilor lui Elliot este foarte important ca să respectăm anumite reguli pe care le impune această teorie. Și regulile sunt în felul următor. Deci, ce ne spune el? Valul 2 niciodată nu retrage valul 1. Deci acestea sunt niște reguli care chiar v-aș recomanda să le notați. Pentru că în cazul când ele nu o să fie respectate, atunci sau nu am depistat corect valurile, sau ceva noi greșim. De aceea, una din reguli spune că valul 2 niciodată nu retrage valul 1. Deci nu poate să fie în situația că iată, avem valul 1 în așa manieră și 2 este mai mare decât 1. Ce folosește Elliot ca să-l ajute anume să depisteze valul? Ce folosește? Cum credeți? Exact, retragerea Fibonacci. De cele mai multe ori, valul numărul 2 ajunge până la nivelul 50 sau 61,8 al lui Fibonacci. Deci iarăși este, nu este o regulă, dar este foarte deseori întâlnit. Retragerile până la 50 sau până la 61,2. Anume vorbim despre valul 2. Deci el niciodată nu retrage mai mult decât valul 1 și retrage până la 50 sau 61,8 al lui Fibonacci. Următoarea regulă spune că valul 3 niciodată nu este cel mai scurt val. Valul 3, din potrivă, este cel mai lung de obicei. Poate să fie egal cu primul val, poate să fie egal cu al cincilea, dar nici de cum valul 3 nu este unul foarte scurt. Și o să înțelegeți de ce, pentru că am zis că el a observat aceste reguli datorită faptului că este vorba despre psihologia emoțiilor. Și iată, el a demonstrat că anume datorită emoțiilor care le are absolut oricare trader, e vorba despre frică, lăcomie, incertitudine, aceste emoții și formează valurile date. Eu că și o să vă explic ce se întâmplă de fiecare dată când se formează un anumit val și o să vă regăsiți probabil și dumneavoastră în aceste valuri. Așa. Valul 4 de obicei, iarăși este o regulă, valul 4 nu trebuie să treacă mai jos. Dacă vorbim de un trend ascendent, ceea ce v-am desenat eu acum este despre un trend ascendent, dar cred că vă dați seama că se poate de adaptat și la trendul descendent. Deci în cazul trendului ascendent, valul 4 nu trebuie să înceapă să finiseze mai jos decât maximul punct la valul 1. Deci, el nu trebuie să treacă de maximul punctul valului 1 și în cazul unui trend descendent decât minimul la valul 1. Deci, iarăși este o regulă. Dacă se întâmplă așa ceva, ceea ce se întâmplă uneori, dar astea sunt excepții, eu o să vă explic când anume sunt aceste excepții, dar nu vreau tare să vă dau multe detalii, pentru că o să vă încarc. Într-un masterclass o să fie puțin ca să discutăm doar fiecare val în parte. Așa. Și valul 5 de obicei este cel mai impulsiv, pentru că este bazat pe o emoție foarte, foarte, foarte puternică.
se întâmplă aceste valuri? Așa, v-ați notat regulile, da? Bun, astea sunt regulile bazate pe valurile impulsive, deci pe unda impuls. O să vorbim acum și despre valurile care sunt pe unda corectivă, dar vorbeam anume despre emoțiile care sunt în spatele la aceste mișcări. Primul val cum se formează? Primul val este bazat pe optimism, pe optimismul investitorilor care consideră că se începe un nou val. Dar el nu este de multe ori foarte, foarte puternic din considerentul că sunt încă mulți sceptici sau pesimiști care, spre exemplu, de obicei asta este începutul unui trend, care mai au, de exemplu, tranzacții pe trendul anterior. Și când văd un anumit mișcare care este împotriva tranzacției pe care o au, se gândesc că posibil este o corecție. Sau, deci aici este încă indecizia investitorilor. La primul val, uneori primesc întrebarea cum să depistez ca să intru în primul val, nici eu nu-l depistez. Nu pot să-l folosim, anume primul val, în tranzacționare. În tranzacționare, eu cel mai des folosesc valul 3 ca să fixez profituri. Deci, aici avem încă indecizia oamenilor. Spre exemplu, el poate fi impulsionat anume de o noutate. Spre exemplu, s-a început războiul în Israel sau în Iran sau ce acum se mai aude iarăși cu Coreea sau ce mai avem noi, da? Deci, și începe un val de creștere, să zicem aurul. Crește foarte mult în preț. Însă nu toți sunt gata să creadă în această noutate, sau încă nu toți au auzit, sau încă nu sunt toți traderii gata să intre aici. La un moment dat, valul acesta de bazat pe optimism se oprește și pornește corecția. Corecția dată este o retragere care e bazată pe fixarea profiturilor celor care au intrat în primul val și e una logică, una normală. Corect, valul numărul 2 deseori este unul tot ca o undă. Deci, ce am în vedere? Valul 4 deseori este unul de acumulare. În triunghi, într-un flăt, poate să fie. Pe când valul 2 este mai abrupt, așa să zic, da? O vale, nu știu. Deja în valul 3 intră entuziasmul. Toți au înțeles că da, este adevărat, că trebuie de luat așa mai mult instrument de refugiu în portofoliu și încep a cumpăra și prețul crește bazat pe entuziasmul tuturor. Deci aici deja în valul 3 sunt prezenți și primii optimiști, dar și entuziaștii care s-au trezit un pic mai târziu, zic așa. Iată ce este. Iar valul 5 se spune că este bazat pe lăcomie. Și el de obicei se termină repede. Deci este un val așa care crește foarte repede, dar tot așa de repede și începe să scadă. Când se începe a-și fixa profiturile acolo sus investitorii. De ce mie foarte ușor, anume în valul 3 să intru în tranzacție? Pentru că în primul rând, valul 1 este deja format și noi putem să ne facem o concluzie bazată pe, datorită faptului că este un impuls bine determinat, pot să folosesc Fibonacci în retrageri. Și apropo, valul 4, dacă folosim iarăși retragerea lui Fibonacci, se spune că se retrage cel mai deseori 23, 6, 38 și 2. Deci aici poate să fie o retragere nu într-atât de adâncă ca în valul numărul 2. Deci, după ce entuziaștii și-au strâns tot profitul de pe piață, de ce spun că valul 5 urmează lăcomia? Aici nu e nevoie de multă retragere. Puțini or să fie din aceia care or să iasă din piață. Dar încă se mai adună careva și de multe ori anume acest val se întâmplă în acumulare, deci stau să, nu știu, așteaptă un imbold în acumulare de mai mulți investitori,
fie în formă de un triunghi, aici putem să vedem, sau în formă de un flat. Anume, valul 4, deseori am observat chiar eu personal această structură. Și dacă ajungem la valurile corective ABC, așa, ca să le desenez. ABC, deci, iarăși aici sunt niște reguli care o să vă rog să vi le notați. Valul corectiv ne spune în felul următor. Așa, că mi-am notat și eu câteva reguli. Deci, el urmează direcția opusă, clar. Cele mai dese corecții pe care le putem întâlni, le avem în formă de zigzag. Deci, așa cum am văzut aici, ABC. Avem în formă de flat și în formă de triunghi. La zigzag este o corecție mai profundă, unde valul B este mai mic. Iată, ăsta este valul B. Este mai mic decât valul A. Și ce de obicei poate de folosit în tranzacționare? Deci după ce am avut o corecție, deci am observat că gata, entuziasmul pe piață s-a terminat, de ce e bine anume în ce de intrat? A, sunt aceia care pornesc impulsul corectiv. B, sunt deja persoanele care încearcă să ducă trendul mai departe, dar datorită faptului că nu mai au putere, deja aici îmi dau seama că ce o să fie mult mai mare. De aceea, când observăm că este o corecție de tip zigzag, valul C poate de folosit în tranzacționare. Și o să intru, iată, aici, când o spargă minimul A în tranzacție. Valul, atunci când avem o corecție de tip flat, de tip când se acumulează mai multe informații, de obicei pe ăsta depinde de cât e de mare distanța flatului. Dacă el este, nu știu, de 50-40 de puncte, e clar lucru că n-ai treaba acolo să intri în tranzacție. Mai degrabă aștepți un pic și o să intri în următorul impuls corectiv, în următorul val impulsiv. Dar în cazul când este un flat destul de mare, destul de cu mare potențial, atunci se poate de folosit, cum am învățat noi, regula flatului de la rezistență de vândut, de la cumpărat, de la bază. Pentru că risk money management, dacă îl folosim corect, anume în baza valorilor lui Elliot, ne spune întotdeauna să avem stop loss. Dacă am intrat, să-l plasăm mai jos de minimul. Dacă am intrat în cumpărare și dacă am intrat în vânzare de sus, atunci neapărat să-l plasăm și un stop loss deasupra. Deci să avem întotdeauna riscul calculat, bine determinat. Când intrăm în tranzacție, în valul 3, de asemenea, cum spune Elliot, ne spune ca să ne plasăm stop loss-ul la începutul valului 1. Pentru că, după cum am spus, valul 2 niciodată nu trebuie să retragă mai mult decât valul 1. Și dacă o să retragă deja mai mult, înseamnă că este o altă structură, nu aceea care noi ne-am desenat-o. De aceea, acolo este ultima șansă pe care i-o dăm impulsului dat. Sau ne mai dă el o șansă, dacă nu vrem noi așa de mare să plasăm stop loss, să-i plasăm sub un nivel al lui Fibonacci. Deci dacă noi am intrat la nivelul 50, clar cu stop loss-ul punem sub nivelul 61.8. Dacă am intrat 61.8, atunci și mai bine stop loss-ul încă e mai mic. Deci permite și așa gen. De fiecare dată, Elliot ne spune că când avem intrarea în tranzacție, neapărat ieșirea trebuie să o plasăm la un nivel al lui Fibonacci sau la valul anterior. Dar în cazul de take profit, unde ar fi bine să avem plasat take profit-ul? Deci, ce ne spune conform valului
valorilor lui Elliott, noi putem să plasăm take profit-ul la nivelul 161,8, iarăși bazându-ne pe Fibonacci. Știm că atunci când chiar și retragerea Fibonacci, când noi îl plasăm, ne apare și valul 160, nivelul 161,8. Iată, acela este nivelul unde de obicei se oprește anume valul 3 sau chiar și valul 5, deja când măsurăm valul 3 în comparație cu corecția pe care o are. Deci, la nivelul 161,8 ne spune că se poate defixat profitul după această teorie. Sunt multe cifre, multe reguli, dar la ce menționează anume Elliott? Că dacă careva din aceste reguli nu sunt prezente, atunci mai bine stăm deoparte. Nu am înțeles corect sau noi nu am notat corect această structură. Ca să ne putem baza pe această teorie, este necesar ca să se întrunească toate regulile. Deci să nu fie valul 2 mai mic, să nu se retragă mai mult decât valul 1. Să nu fie valul 3 mai mic decât valul 1, spre exemplu. Și să nu avem valul 4 ca să treacă mai jos de punctul înalta lui 1. Dacă s-au întâlnit toate aceste reguli, atunci noi putem să ne folosim pentru a fixa profituri în tranzacționare. Și pot să primesc acum și întrebări în care time frame este bine de folosit aceste valori. Indiferent în care dumneavoastră lucrați, el lucrează perfect, chiar și de la time frame-ul de un minut până la time frame manual. Dar Elliott spune că, mai ales pentru începători, este recomandat ca să începeți de la un time frame cât mai mare, săptămânal, daily sau 4 ore, și ulterior să-l adaptați la strategia intraday pe care o aveți fiecare. Deci mai întâi e bine să vedeți aceste structuri bine determinate într-un time frame mai mare. Acum, iată și înainte de masterclass cineva m-a întrebat cum să le vedem noi pe grafic aceste unde, pentru că poate deveni cumva interpretativ oricare analiză. Cineva poate să spună că unda 1 s-a finisat de mult, cineva poate să spună că ea încă este în lucru. Și acum o să vă, nu știu, întristez probabil pentru cei care s-au gândit că este o teorie foarte ușoară. Nu este așa. Nu este așa. Deci, ce ne spune, am mai menționat și structura fractalelor. Când o să luăm, nu știu, chiar și același floare de pe fereastră, și deschidem o ramură din această floricică care se face pe gheață, am în vedere, da? Fiecare floricică mai are încă niște ramuri care, dacă o să ne uităm, ele sunt exact ca și ramura cea înaltă. Deci, ce vreau să zic? Că într-o undă, de exemplu, unda 1 poate să fie formată și ea din 5 unde. Poate să fie, iată, așa. Deci, de asta este foarte greu ca analiza să fie una obiectivă. Fiecare specialist în domeniul analizei bazate pe teoria lui Elliott poate să se contreze, spre exemplu, cu un altul care o să spună că dar nu așa se numerotează, altfel se numerotează, un val la valul 1 încă nu s-a finisat sau din potrivă. Din acest considerent, este, așa să zic, interpretativă această analiză. Eu o folosesc și mie îmi place, de aceea vă recomand. Dar, zice tot, apropo, am și câteva cărți în această teorie, dacă vă interesează să-mi scrieți și o să vi le trimit. Ce citeam acolo, autorul spunea că cumva compara cu surfingul aceste valuri și zice, nu este așa de ușor să te înveți să stai pe surf ăla, da? Să stai așa și să planezi, pentru că dacă este să
comparăm, zice, de multe ori surfing ghistul mai cade și prin, mai înghiți ceva apă așa și până se învață el să stea bine pe această, pe această placă. Dacă îți comparăm și cu piața, atunci până ce ajungi ca să înțelegi bine această teorie, poate să fie momente ca să mai ieși careva ștângi în piață, da? Să mai ieși careva minusuri. Dar dacă sunteți gata să vă aprofundați în această teorie, vă asigur că merită. Și își merită absolut toate investițiile în cunoștință și în, în timp. Cred că vă interesează să ne uităm pe un grafic, da? Să le plasăm pe un grafic. Ok, haideți să le plasăm și pe un grafic. Apropo, am scris regulile și pe valorile corective? Nu, la flat și la triunghi. Așa, la flat și la triunghi nu le-am scris. Așa, la zigzag o corecție profundă, așa am spus. La flat, o corecție mai orizontală. Deci valul B poate fi mai lung decât valul A. Deci aici e clar lucru că atunci când avem, este vorba despre un flat, e clar lucru că, iată, așa se pornește valul A de corecție, valul B poate fi un pic mai lung și aici deja nu o să avem ABC. O să avem acea flat pe care noi îl cunoaștem. La triunghi, e clar lucru că avem o consolidare care apare de obicei, anume înainte de ultimul val impulsiv. Dacă este să analizăm asta în trend, el poate fi plasat și în, anume în liniile de suport și de rezistență, pentru că iată fiecare impuls, noi avem impuls de bazat pe 5 valuri și fiecare corecție, ea deja o vedem. Sau este zigzag ABC, sau este triunghi, sau este un flat. Noi asta am învățat și la lecții, că avem corecții de 3 tipuri. Așa. Da.